Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 16-22 februarie 2020 pentru zodia Scorpion. Să vedem cum vor sta Scorpion în această săptămână cu dragoste. Deși, la cum văd, unii dintre dumneavoastră deci nu veți începe așa foarte bine. Până voi extrage toate cărțile și o să vă spun tot ce a ieșit, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toate like-urile, comenturile și faptul că v-ați abonat canalului meu. Iar pentru cei care nu s-au abonat încă canalului meu, v-aș ruga să faceți acest lucru ca să fim o echipă din ce în ce mai mare, să fim echipa norocoasă de pe aici. Iar pentru cei care doresc să afle răspuns la o întrebare, o soluție la o problemă, nu ezitați să încercați o etalare personalizată, iar dacă doriți acest lucru, veți găsi detaliile necesare pentru a mă contacta în descriere. Bun, și să începem etalare pentru zodia Scorpion. Scorpionii vor începe săptămâna, probabil cu o veste care o să vă șocheze pur și simplu. Se vede clar că nu v-ați așteptat la această veste, fie din partea unui partener, a unei partenere, fie aflați ceva, vă vine o veste de la o persoană de care sunteți dumneavoastră interesată sau la care vă gândiți sau de care vă place foarte mult. Ideea e că vă marchează un pic această veste, vă bulversează foarte tare, vă șochează. Și probabil veți suferi un pic, veți plânge, văd lacrimi, veți avea nopți nedormite, dar să știți că este ceva trecător. Deci să nu puneți la suflet prea mult, este ceva trecător. Ce va veni ca un fulger în viața dumneavoastră și vă va zgudui, o să treacă. Și o să vină ceva mult mai frumos și mai benefic în viața dumneavoastră. Fie o nouă persoană, fie o nouă relație, fie o îmbunătățire după această veste, acest moment care vine în viața dumneavoastră să vă tulbure un pic în această săptămână. În alte cazuri, vorbim de schimbări. Ori după această suferință, dumneavoastră veți face o schimbare radicală în viață, veți aveți o evoluție pozitivă. Deci v-am spus lucrurile ce o să vă zdruncine un pic aici, vestea, ce vine la dumneavoastră, va trece și văd o evoluție pozitivă, văd schimbări bune. Primiți sfaturi încurajatoare de la oameni dragi din jur. Aveți o siguranță sentimentală, o siguranță în relațiile sentimentale sau în dragoste. Multă stabilitate pentru unii dintre dumneavoastră. Și o familie unită sau cuplul dumneavoastră să fie unit. Dar ca să ajungeți acolo, o să trebuiască, dar nu neapărat, încă nu trebuie, o să treceți printr-un moment turn, care este un pic cam dureros, să știți, dar îl depășiți momentul, îl depășiți destul de repede. Alții dintre dumneavoastră, dacă sunteți într-o relație cu o persoană în zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dacă aveți o relație mai de lungă durată, poate în această săptămână să apară un pic monotonia sau rutina zilnică, nu se întâmplă nimic nou în această relație, dar în schimb există multă stabilitate emoțională. În alte cazuri vorbim despre o relație în care partenerul sau partenera dumneavoastră este o persoană mai posesivă, mai geloasă
sau merge pe idei fixe. În ce sens? Această persoană este foarte corectă, este foarte sinceră, a trecut prin multe greutăți în viață și nu mai acceptă jumătăți de măsură. De aceea merge pe niște idei fixe, totul sau nimic. Și o să aveți mult de muncă în această relație sau în legătură cu această persoană. Probabil să o faceți să gândească un pic altfel, să renunțe un pic la atașamentul ăsta exagerat care îl are față de anumite emoții sau idei. Și probabil la un moment dat o să reușiți să o dați un pic după dumneavoastră, ca să zic așa. În alte cazuri vorbim despre o alegere. Fie unii dintre dumneavoastră ați cunoscut o persoană în perioada care a trecut și ori sunteți visători, pentru că această persoană pur și simplu v-a cucerit. Este o tentație cam periculoasă. Poate fi o ispită. Deci dacă în unele cazuri, dacă dumneavoastră recent ați cunoscut o persoană care v-a fascinat pur și simplu, la care visați foarte mult, să știți că există posibilitatea ca această persoană să ascundă multe lucruri sau să nu aibă intenții serioase față de dumneavoastră. Să vă amăgească. Și dacă va reuși acest lucru, să știți, dumneavoastră veți duce o greutate sufletească foarte mare. O să aveți o povară pe suflet. Și o să vă fie foarte greu. Deci trebuie să aveți grijă în cazul în care ați întâlnit o persoană care v-a fascinat pur și simplu. Există posibilitatea ca acea persoană să nu fie acea persoană de care dumneavoastră aveți nevoie sau să nu fie cea mai corectă, mai sinceră și mai loială persoană, ci din contră să vrea doar să-și atingă un anumit scop cu dumneavoastră și apoi să vă lase și dumneavoastră din urmă veți duce tot greul pe umeri. Poate fi și o persoană în zodia Capricorn, în cazul celor care se poate potrivi acest lucru, având în vedere că vorbim despre o etalare generală. În alte cazuri vorbim de niște secrete care vor ieși la iveală în această săptămână. Sau poate unii dintre dumneavoastră veți avea, în cazul bărbaților, poate sunteți îndrăgostiți de o femeie pe care nu prea puteți să ajungeți la inima ei. Este un pic cam imposibilă. Poate fi și o persoană foarte autoritară sau o persoană care merge mult pe tradițional, adică pe relațiile care au fost cândva. Nu sunteți pe aceeași undă și nu reușiți să o cuceriți în niciun fel. Mai există posibilitatea ca această persoană să fie căsătorită și de aceea să nu puteți avea, să fie cam imposibil să aveți o relație cu ea. În cazul femeilor, posibil să aflați un secret despre un bărbat în această săptămână, ceva ce v-a ascuns această persoană. Este foarte posibil să fiți într-o relație cu ea sau să nu fiți, dar să vă placă foarte mult. Este o persoană foarte autoritară, posibil în zodia Berbec. Ori în alte cazuri vă urmăriți intuiția pentru a cuceri un bărbat care este mai matur, este autoritar, dar este un bărbat foarte hotărât, știe ce își dorește de la viață, știe unde își dorește să ajungă în viață și dumneavoastră, cum ar veni, trebuie să vă dați după această persoană pentru a fi pe aceeași undă, ca să-i zic așa. Iar în alte cazuri, există posibilitatea ca unii dintre dumneavoastră în această săptămână să cunoașteți o persoană nouă cu care să începeți o poveste de dragoste. Deși nu știți absolut nimic despre acea persoană, sperați în sufletul dumneavoastră să evolueze această relație, să ajungeți la sentimente de dragoste, să ajungeți să vă căsătoriți și eventual să vă întemeiați o familie.
Ori dumneavoastră vă doriți foarte mult acest lucru, ori o relație care a început, care la început a fost un pic riscantă, adică nu știați în ce v-ați aruncat, a început să evolueze și încep să se vadă sentimentele și gândurile pentru viitor împreună cu această persoană. Deci și riscul care vi l-ați asumat dumneavoastră în această relație să fie unul foarte bun. De fapt, să fie un avantaj și nu un risc. În alte cazuri, vorbim despre relații toxice. Sunteți într-o relație în care partenerul sau partenera dumneavoastră este o persoană foarte violentă, vorbește foarte urât, vă certați cu această persoană, vă minte această persoană, ori are un viciu care vă deranjează foarte tare și dărâmă această relație. Se vede clar că dumneavoastră duceți o muncă foarte grea cu această persoană. Nu vă este bine lângă această persoană. Și poate a venit momentul să alegeți ce doriți să faceți pe viitor. Deși pare o alegere destul de dificilă, pentru că sunteți confuși și nu știți ce să alegeți, ce să faceți, probabil sunteți prea îndrăgostiți de această persoană sau probabil sunteți căsătoriți cu asemenea persoană și nu știți ce să faceți. Sunteți conștienți că nu vă face bine această persoană, dar totuși continuați relația cu ea. Simțiți că vă ascunde foarte multe lucruri unii dintre dumneavoastră. Iar dacă doriți foarte mult să găsiți o rezolvare în această situație, trebuie să vă puneți pe dumneavoastră în prim plan, să vă cunoașteți mai bine pe dumneavoastră înșivă și să vă gândiți foarte bine ce doriți în continuare de la viața dumneavoastră. Cum vă vedeți viața în viitor? O puteți vedea fără această persoană care vă face foarte mult rău sau doriți să continuați așa? E posibil ca această persoană să fie o persoană foarte autoritară cu dumneavoastră. Ferească Dumnezeu să nu vă și lovească la cum îmi iese aici, pentru că este foarte dură, foarte severă această persoană. Este violentă uneori, este și un pic vulgară uneori, fie prin vorbire, fie prin comportament. Deci dacă sunteți în niște relații toxice, unii dintre dumneavoastră, gândiți-vă bine ce doriți cu adevărat în dragoste. Ce doriți pe viitor? Poate v-ați asumat un risc și ați aflat pe parcurs că această persoană nu este ok pentru dumneavoastră și dumneavoastră ați sperat foarte mult că veți ajunge să întemeiați o familie cu această persoană. Aici sunt niște situații un pic mai complicate, acum depinde de la caz la caz și depinde în ce situație vă aflați unii dintre dumneavoastră în aceste relații. Mai există și posibilitatea ca unii dintre dumneavoastră să înceapă o poveste de dragoste în această săptămână și aveți o mare încredere în dumneavoastră că această relație va reuși, posibil cu semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar pentru persoanele care sunt într-o relație cu Capricorn sau cu Berbec, v-am zis, bine, nu-i neapărat să fie aceste zodii, poate fi oricare altă zodie. Dacă vă regăsiți în aceste situații care vi le-am prezentat cu această relație mai toxică, trebuie să vă gândiți în primul rând la dumneavoastră și apoi la persoana de lângă dumneavoastră. Trebuie să vă fie în primul rând dumneavoastră bine, ca și celui de lângă dumneavoastră să fie bine. Dar, oricum ar fi, dumneavoastră contați cel mai mult în acest moment. Să vă fie bine și să fiți fericiți. Să fiți fericite. Bun. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Nu uitați să lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu ca să devenim o echipă din ce în ce mai mare. Să fim echipa norocoasă, iar pentru cei care doresc o etalare personalizată, aveți detaliile necesare pentru a mă contacta în descriere. Eu vă mulțumesc!
Eu vă mulțumesc și vă doresc o săptămână cât mai reușită și cât mai împlinită și cu cât mai multe rezolvări. Ne vom revedea curând. Pa, pa!